pe feroviar legătura Bucureștiului cu aeroport e un proiect pe care l-ați readus la viață. Da. Dar pe care, pe bună dreptate, multă lume spune că se canibalizează cu magistrala 6. Nu este adevărat și n-au înțeles de ce nu. Este un proiect, tocmai aici este foarte inteligent făcut, pentru că proiectul acesta are două faze, da? Magistrala 6, pe care eu mă străduiesc să o trec prin guvern într-o săptămână, două, este marea mea dorință. Dacă este ceva ce vreau într-adevăr să las în spate, este această magistrala 6. O să fie, dacă o să fie începută acum, 2021-2022. Ce se întâmplă atunci? Se întâmplă acest proiect, dar cum? Flexibil. Deci noi putem lansa garnituri la fiecare 15 minute, da? Practica aproape ca un tren, un metrou de suprafață, da? Bun, se deschide metrou în 2021. Ei, atunci nu o să mai fie conexia cu Otopeni, o să fie conexia cu restul țării, mai ales sudul țării și cu Bulgaria. Deci o să fie poate un singur tren Gara de Nord Otopeni și o să fie 3-4 trenuri Ploiești, Buzău, Otopeni, ruse. Și vrem să atragem spre Otopeni din tot acest bazin călători. Iar practic legătura cu capitala să fie pe metrou? Să fie pe metrou și, de exemplu, știți că metrou, de exemplu, nu funcționează, să zicem, între 12 și așa, sunt călători și atunci acum e problemă, și atunci metrou, trenul acesta poate să intervină cu o garnitură la noaptea, pentru că trenul circulă 24 din 24, și să asigure călătorilor un acces în București între, să zicem, 12 noaptea și 6 dimineața, că nu circulă metrou. Un singur aspect de precizat, totuși, vorbim de două proiecte, din care unul, vorbim de magistrala 6, este foarte scump, este aproape 1 miliard de euro, comparativ cu celălalt. Da, da. Și atunci vine întrebarea, de ce ne concentrăm pe două și nu doar pe unul, pentru că e foarte scump? Pentru că, nu, este scump, dar este clar că un proiect de metrou are cu tot altă valență decât acest proiect, mini-proiect, dacă vreți, care este complementar. Să nu uităm că o magistrală de metrou și aici, de exemplu, în proiectul acesta de legătură de tren, este practic între, să zicem, Gara de Nord Otopeni sau între restul țării, dar nu rezolvă toată problema a acestei părți a Bucureștiului, care este în continuă dezvoltare, nu? Inclusiv voluntari, inclusiv care totuși o să aibă o nevoie de o legătură. Deci nu vorbim numai de metrou. Și mai este și altă treabă. Acest tren are o capacitate totuși mai limitată față de o garnitură de metrou care asigură 50 de persoane pe oră, nu? Pe sens. Deci nu se canibalizează, sunt absolut complementare și partea frumoasă este că ăsta este foarte ieftin și mai mult decât atât. Este făcut în regie proprie de CFR. O să vă arăt după aia să vedeți. Este impresionant să vedeți cât de mulți sunt oameni pasionați care știu să facă, care nu sunt valorizați.